Reprezentanții comunității gay au plecat de la Piața Unirii către Parcul Izvor. Caravana s-a oprit pe drum de câteva ori. Anul acesta se împlinesc 10 ani de când am luat rămas bun de la faimosul articol 200 din codul penal, care, dacă vă amintiți, ne trimitea pe cei ca noi către pușcărie. Ei bine, am făcut progres. Alături de membrii comunității gay la marș au participat reprezentanții Amnesty International, dar și câțiva ambasadori acreditați la București. Pe tot traseul, participanții au fost păziți de sute de jandarmi și polițiști. Spre deosebire de alți ani, manifestarea s-a desfășurat fără incidente. În replică, 100 de persoane au manifestat în capitală împotriva paradei gay. Cu steaguri tricolore și însemne ale grupării Noua Dreaptă, tinerii au plecat în marș din fața guvernului și s-au oprit la Mitropolie. Cele două mitinguri au fost aprobate de primărie, în locuri și la ore diferite, din motive de securitate.